Primăria municipiului Timișoara redă cetățenilor accesul pe strada Cezar, cea care asigură legătura între Parcul Copiilor și Bulevardul Cedeloga. Primarul Dominic Friț a semnat dispoziția de demolare a mai multor construcții ridicate ilegal, fără autorizație pe terenul municipalității. Cu fiecare nou caz de recuperare a terenurilor orașului, vedem dimensiunea halucinantă a acestei caracatițe care a acaparat Timișoara timp de decenii. Este absolut revoltător faptul că nimeni nu a avut curaj să pună piciorul în prag și să oprească aceste furturi din bunurile timișorenilor. Practic, în acest caz, clanurile au construit direct pe o stradă și au închis accesul timișorenilor pe aici, posibil la mica înțelegere cu fosta administrație locală. Strada publică a devenit curtea lor. Vremurile în care patrimoniul Timișoarei era prădat, cu complicitatea administrației, au trecut. Teren cu teren, vilă cu vilă, recuperăm cei al timișorenilor, a declarat primarul Dominic Friț. Pe terenul orașului, două familii au construit fără autorizații două clădiri, trei alei pietonale, două garduri de împrejmuire din zidărie, poartă de acces auto și un gard frontal. Toate aceste construcții vor fi de molate pe cheltuiala lor, potrivit legislației în vigoare. Odată eliberată de construcțiile ilegale prin dispoziția semnată de primarul Dominic Fritz, strada Cezar va fi pietonală și va asigura din nou legătura între bulevardul C de Loga și Parcul Copiilor. Nu e prima luptă câștigată cu aceste clanuri. Acum doi ani ne-au blocat accesul la șantierul noii clinici Orele, de lângă Parcul Copiilor și ne-au cerut 200.000 de euro. Am câștigat în instanță și acum suntem pe ultima sută de metri cu noua clinică Orele, a mai precizat Dominic Fritz. Tot pe bulevardul Loga, aceleași familii au intrat în posesia unora dintre cele mai impunătoare clădiri prin cumpărarea de drepturi succesorale, moștenitori inventați sau presiuni asupra proprietarilor. Primăria a recuperat vila istorică de la numărul 52.